Aleluia, slăvit să fie Domnul! Vreau să vă cine se bucur că este în casa Domnului astăzi. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Bate cinci cu doi oameni, eu bat cu ăștia minunații care au, au condus închinarea astăzi. Dumnezeu să vă binecuvinteze! În casa Domnului este bucurie, Amin! În casa Domnului este bucurie, credem asta, ne rugăm pentru asta și astăzi suntem foarte bucuroși să fim din nou în prezența lui Dumnezeu. În această nouă serie de predici suntem la al treilea mesaj, seria de predici, descoperirea adevărului pe urmele Harului și iată-ne la sfârșitul lui Octombrie. Nu știu dacă îți dai seama, dar mai sunt mai puțin de două luni până la Crăciun. Scâțba care-ți bucuroși! Nu știu dacă ăștia care sunt bucuroși realizează că de repede trece timpul. Din ce în ce mai mult văd și înțeleg treaba asta, cu tot răul care este în jur, veștile de război, gropile din oraș, corupția politicienilor care vor să-i votăm, viața trece repede. Chiar dacă ești tânăr sau cu puțin mai multă experiență, totul trece ca un vis. Și uitându-ne cu atenție în jurul nostru, e absolut remarcabil că mulți nu realizăm asta de la început, dar ne dăm seama că trebuie să fie ceva mai mult decât atât. nu e așa? Nu se poate, domne, ca totul să fie trezirea de dimineață, munca, weekendul. Trezirea de dimineață, munca, weekendul trezirea dimineață, Crăciunul. S-a terminat. Trebuie să fie ceva mai mult decât atât. nu e așa? Realitatea este că viața este și frumoasă, nu numai urâtă. Da, sunt probleme, crize, tragedii și câteodată îți vine, cum spune, cum spunea poetul, să dai cu cuțitul în piatră. Câteodată ești frustrat și nu înțelegi ce se întâmplă cu viața ta. Dar e imposibil dacă ești atent să nu vezi frumusețea creației, bucuria iubirii, voioșia speranței. Nu-i așa? E bine, din totdeauna omul a trăit cu acest dor în inimă. Orice om care s-a născut și care se va naște se naște cu această așteptare și știți care este așteptarea? Cine va veni să ne salveze? Cine va veni să ne scoată din, din această închisoare? Din această paradigmă care parcă ne, ne opresează, ne, se, ne apasă cu o greutate extraordinară. Cine îl va salva? Cum știm, la patru ani spun că ei ne salvează. Ne-am obișnuit de acum. Și se salvează numai pe ei. Și ne rugăm pentru țara asta. Ca Dumnezeu să scoată, în sfârșit, lideri, cu frică de Dumnezeu. Lideri care să-și dorească ca țara aceasta să fie ceea ce Dumnezeu intenționează să fie. Ne rugăm asta și pentru Casa Albă. În doar câteva zile se alege, vine un vot absolut colosal pentru generația noastră. Dumnezeu să-și facă numele de slavă și acolo. Ne rugăm pentru vecinii noștri moldoveni, care sunt și ei la o limită extraordinar de importantă. Știu, la fiecare patru ani crede că va veni cineva să ne salveze. Dar parcă omul ăsta e un prizonier care așteaptă procesul. Așteaptă procesul, măcar dacă ar ști și sentința, nu-i așa? Dar mulți stau blocați și așteaptă să treacă vremea fără rost cei mai mulți și fără noimă. Ei bine, starea asta o moștenim de la Adam și de la Eva. Care acum erau în paradis, în Eden, și acum s-au trezit în afară. Din cauza neascultării, au fost alungați în afară de Dumnezeu și s-au trezit deodată dorindu-și să revină. Ai fost într-o locație extraordinar de exotică, frumoasă, cu ape verzi, dar nu de la mătasea broaștei, ci turcoaz frumoase și câteodată când e februarie și parcă nu mai apare soarele după șase luni, nu e așa că parcă închizi ochii și ești acolo și miroși briza, nu? Nu? De ce? Că ți-a plăcut foarte mult, a lăsat o impresie frumoasă asupra ta sau o perioadă faină din viața ta pe care ți-o amintești tot timpul cu nostalgie. Acum imaginează-ți pe Adam și pe Eva în grădina Edenului, temperatura perfectă, 20 și cât o fi aia, n-aveau probleme cu hainele, nu se învecheau, că nu purtau, n-aveau probleme cu colesterolul, că erau vegani, mâncau numai din copaci. Dom'le, era perfect. Perfect. Închipuie să te culci, să te trezești exact când s-au făcut 8 ore și să fii complet fresh. Închipuie să nu ai niciun stres pentru ziua de mâine și nu să, să, nu te uiți la ceași să spui o, de duminică, mâine vine luni și mă duc la scârbici. <rătări> n a știut cuvântul ăsta? Generația Z, wake up, wake up, nu știți cam multe. E clar că Adam și Eva și-au dorit din suflet să se întoarcă înapoi. Și ei așteptau, știau că prin ei înșiși nu vor putea niciodată să facă asta. Unii, astăzi, încearcă să revină în Eden prin alcool, prin droguri, prin sex și relații ilicite. Și, la sfârșit, își dau seama că n-au ajuns înapoi în Eden, ci sunt mai jos, mai adânc, mai legat și salvarea nu este acolo. Dățile trecute am înțeles că. Suntem în viață. Judecăm. Înțelegem ceea ce ni se întâmplă datorită Harului. nu e așa? Contextul este Harul. Problema noastră cea mai mare, am discutat despre, despre, ea data trecută, este păcatul. Păcatul care ne prinde așa de lesne, așa de repede. Și soluția, vom vorbi astăzi despre ea, este jerfa lui Isus. Trebuie să o înțelegem, altfel riscăm să repetăm greșelile multora. Și oare? Cine explică cel mai bine despre jertfa Domnului Isus, dacă nu fariseul Saul? Cel născut în Tars, care s-a întâlnit cu Mântuitorul înviat în timp ce mergea spre Damasc, cu niște scrisori de împuternicire în buzunar ca să bage în pușcărie, să persecute și chiar să ucidă noua sectă din iudaism, care se numea Creștinii. Vedeți, din întotdeauna creștinii adevărați au fost numiți sectari. Din totdeauna. Cu râvna aia în inimă, Saul din Tars mergea cu gărzile de la templu după el și să meargă în Damasc pentru că a auzit că sunt mulți creștini acolo și deodată Hristos îi se arată într-o lumină mare, puternică. Saul și el, ca un fariseu adevărat, era în așteptarea lui Hameșia, a lui Mesia. Vedeți, mamele evreilor, își adormeau copiii cântându-le despre Mesia care va veni și îi va salva de sub robie. Așa cum i-a salvat Moise din robia egipteană, va veni noul Moise, Mesia, care să ia de sub jugul roman și să îi elibereze. Și totuși, deși Saul credea lucrurile acestea, cu toată erudiția lui, cunoștința legii, el nu a știut că Isus din Nazaret era Mesia. Și acolo pe drum. Hristos îi se arată într-o lumină puternică și în lumina aceea, când, când Saul era prăbușit la pământ, orb, Hristos îi dă direcție și destin. De atunci, Pavel sau Paul pentru că Dumnezeu când îți schimbă destinul, îți schimbă și numele. Trebuie să fie o diferență între ceea ce erai și ceea ce ai devenit. Dacă erai și ești la fel cum erai, ai făcut doar o baie. Ai luat doar un botez, ai schimbat membership-ul. Nu mai ești la sala aia, mergi la sala cealaltă, la gimul celălalt. Nu mergi la biserica aia, mergi la cealaltă. Nu s-a întâmplat nimic. Trebuie să fie o diferență între Saul și Paul. Amin? Spuneți amin la asta. Hai că predic mai bine decât atât, nu? Dumnezeu îl cheamă, îi schimbă numele, îi schimbă destinul și el devine neobosit în propovăduirea Evangheliei și un lucru care l-a remarcat pe Paulic ăsta nostru, Marele Apostol, Pavel este dincolo de plantarea bisericilor nenumărate și dincolo de promovarea liderilor tineri, ridicarea liderilor tineri, dincolo de asta, ce face el? El scrie niște scrisori pe care noi le numim epistole. Epistole înseamnă scrisoare. În care împachetează toate cunoștințele pe care le avea ca Saul, fariseu, și ca Pavel, chemat de Domnul și împuternicii de Duhul Sfânt. Biblia creștină canonică a fost stabilită oficial de episcopul Chiril al Ierusalimului în 350 după Hristos, confirmată de sinodul de la Laudicea în 363 și ulterior stabilită de Atanasie al Alexandrei în 367 în scrisoarea lui de Paști, epistola lui de Paști unde dă o listă cu toate cărțile care proveneau și sunt în canonul Noului Testament. Adică universal acceptate în creștinism ca fiind canonice, inspirate de Duhul Sfânt. În Noul Testament sunt 27 de cărți. 14 din ele au fost scrise de Pavel. Mai mult de jumătate. Înseamnă că Pavel ăsta fariseul, fostul fariseu, a avut un cuvânt mare de spus în ceea ce privește Înființarea, consolidarea învățăturilor creștine. Așa că, astăzi, dacă vrem să învățăm despre jertfa lui Hristos, trebuie să ne uităm la El. Ceea ce vreau să spun, ascultă-mă bine, sunteți, sunteți o generație care știți mult mai multe ca generațiile precedente. Nu, nu neapărat că citiți mai mult, ci că aveți Google. Da? Uh, scrisorile sale pe care mi-aș dori. Să devină lectura ta favorită. Scrisorile sale sunt neegalate în literatura mondială. Unii spun, oh, ai literatură religioasă. Omule, scoateți pălăria de religios și citește-le ca o literatură. Și hai să vezi ce capodopere extraordinare sunt. Vreau să spun că la scrierile astea, 14 scrisori, astea lui Pavel. Putem să discutăm și despre Evanghelia lui Luca, care vine tot prin Pavel, pentru că Luca a fost ucenicul lui, dar asta e altă discuție. La aceste scrisori 14 au făcut referire toți părinții bisericești și, atenție, pentru cei care nu sunt așa de cu creștinismul, toți mari scritori, începând cu mari ruși, Dostoevski, Tolstoi, au făcut referire la scrierile lui Pavel. E bine, dintre astea 14, care sunt vârfuri literaturii mondiale, și asta spun asumat, sunt vârfuri literaturii mondiale. Astea 14, în vârful lor, Regina este epistola către Romani. Aia pe care de fiecare dată când o citești simți că ai nevoie de un ligian cu apă rece, să-ți pui picioar linia. <laughs> Pentru că este absolut colosal. Și unde putea să împacheteze fariseul acesta, Pavel, învățătorul acesta, că a spun fariseu nu cum are o conotație negativă la noi. Fariseu înseamnă învățător, un cunoscător al legii. Unde putea să împacheteze mai bine decât în epistola după romani învățătura despre jertfa lui Isus? E bine, în capodopera sa, epistola către romani, avocatul Pavel, care era și avocat, inspirat de Duhul Sfânt, face o pledoarie extrem de frumoasă și complexă. În începutul epistolei, și îmi doresc ca, ascultând mesajul de astăzi, să vă doriți să începeți acasă, deschideți epistola după Romani. Să vedeți ceea ce poate n-ați văzut niciodată. El, când începe pledoaria lui, în începutul scrisorii, parcă zugrăvește un tribunal. Ne duce așa, cu mintea, cu Duhul, în termenii creștini, într-un tribunal, într-o sală de judecată. Acuzarea, evident, este legea care a fost adusă de Moise pe munte, cele 10 porunci, decalogul, după care va fi judecat fiecare om care a trăit. Asta este acuzarea, legea. Acuzatul este omul. Nimeni nu a reușit să respecte legea. Apărătorul și cel ce a plătit fără nicio vină este Isus. Singurul care a putut ține legea și care a murit pe nedrept. Dumnezeu, Tatăl este judecătorul care trebuie să judece drept, fără părtinire. Când citești Romani, cu atenție, parcă ești într-o sală de judecată, te simți mic și neînsemnat. Ai fost vreodată într-o sală de judecată? Când eram în Statele Unite, am primit uh, jury duty, jury summon, adică te chemau să mergi la tribunal și să vezi dacă o să te aleagă să faci parte dintr-un jur. Ați văzut prin filme, jurații sunt cei care dau. Și am stat acolo o zi întreagă de dimineață până seară, că ești obligat să mergi. Dacă ești cetățean, ești obligat. Și slavă Domnului că nu m-au ales, că cine știe ce caz mai cădea și câte luni stăteam acolo, câtă vreme pierdeam, că îți dă salarul, dar uh, cine știe ce caz mai prindeam. M-am bucurat, am slăvit pe Domnul, dar mi-amintesc și n-am să o niciodată. Când se pune așa un nod în gât, când se ridică judecătorul și începe să spună și pe fiecare ne-a intervievat, nu pot să-mi imaginez ce înseamnă să fii inculpat. Și Pavel, parcă asta face în romani. Imaginează-ți însă, împreună cu mine, că avem voie, epistola pe romane dă voie, că ești la judecata finală. Tatăl pe tron și te aduce pe tine și judecătorul prezidează procesul, acuzarea aduce faptele și pe ecran în spate se pun toate faptele pe care le-ai făcut tot restul vieții tale, în toată viața ta. Da? Nu alea bune, că acum nu-i timpul de alea bune, ci ale rele. Fiecare gând pe care l-ai avut, fiecare vorbă pe care ai rostit-o la nervi, fiecare faptă pe care ai făcut-o, totul pe display ca să vadă tot universul. Orice minciună, orice privire indiscretă, toată istoria ta de pe web, acum știm că Google poate asta, nu trebuie să fii Dumnezeu să poți asta, trebuie să fii Google. Toată istoria ta de pe web, de deci ce este posibil? Orice lucru mic pus acolo, majoritatea n-am vrea să fie pus aici, nici drumul pe care l-am făcut de acasă până la biserică. Că poate să ar auzi vorbele pe care le-am spus sau muzica pe care am auzit-o imaginează toată viața ta acolo, pe ecran, ca să vagă toți. Întrebarea este, oare cine mai scapă? Este cineva care va putea sta în picioare în ziua aceea. Pavel, cu această imagine în minte, scrie romanii și din primul capitol prezintă starea de păcat a omenirii sau starea generală. El vorbește despre starea generală. Și în capitolul 1 din romani, prezintă starea omenirii, adică a neamurilor. De acolo ne calificăm toți. Da, dacă nu ai perciun de ea, înseamnă că ești din ceilalți. Cu mine suntem din ceilalți. Da? Și fii atent. Poți să fi trăit sub o piatră până acum. Cuvintele pe care le voi citi și pe care majoritatea le știți se împlinesc cuvânt cu cuvânt astăzi în vremea noastră. Fiți atenți. Fiindcă măcar că nu au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gândiri de șarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. S-au fălit că sunt înțelepți, dar au nebunit. Și au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor. Păsări, dobitoace cu patru picioare și târătoare. De aceea, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției, să urmeze poftele inimilor lor, așa că își necinstesc singur trupurile, căci au schimbat în minciună adevărului Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul făcătorului care este binecuvântat în veci. Ce vedeți cu moavoastră să spuneți mai cu suflet, care este binecuvântat în veci? Lăvet. Din pricina aceasta. Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patim scârboase, căci femeile lor au schimbat întrebuințarea firească a lor într-una care este împotriva firii. Tot astfel și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alții, au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Da, asta scrie în Romani, capitolul 1, Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Astfel, au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plin de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de pof porniri răutăcioase. Sunt șoptitori, bărfitori urători de Dumnezeu, obrazni, strufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă. Și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt... Sunt... Totuși ei nu numai că le fac, dar găsesc de buni pe cei ce le fac. O să împlinesc lucrurile astea în zilele noastre, vă întreb. Trebuie să... Chiar dacă ai trăit sub o piatră și ai ieșit acum, numai dacă te uiți în stânga și în dreapta, ceea ce scrie Pavel este o descriere, este mai mult decât de o descriere, este o radiografie a societății în care noi trăim. Nu s-a schimbat nimic, vreau să vă spun, de 2000 de ani. Și nimic n-a schimbat imaginea aceasta. Nici drumurile asfaltate, nici curentul electric, nici metalul, nici internetul nu a schimbat nimic pe om. Lumea are nevoie de salvare. Și e clar că în văzul nostru se vede clar această prorocie a lui Pavel. Oamenii nu numai că fac lucrurile astea. E important să înțelegem asta. Tot aud chestia asta. A, dar din totdeauna au fost deviații sexuale pe pământ. Da, au fost întotdeauna. Romanii erau faimoși pentru ele, anti antici, ce să mai vorbim, dar diferența dintre societatea lor și societatea noastră este că pe vremea lor ăștia erau priviți ca aberație. Adică un lucru, o perversiune, care nu este mainstream. Înseamnă că nu aparține la 98%. Că 99% din oamenii care sunt născuți pe pământ sunt oameni normali. Da? Toată lumea știe asta, e, de, e clar asta, deși poate dacă te uiți zici bă, majoritatea sunt. Nu, nu, nu. Nu. Care e diferența între atunci și acum? Acum, cei care fac lucrurile astea sunt găsiți drept buni. Sunt lăudați. Când iese unul de asta din dulap, ca așa este expresia, au ieșit din dulap, nu știu ce au căutat în dulap până acum, acum au ieșit din dulap, când este invitat la talk show -uri se fac podcasturi. Orice film, la orice film te uiți astăzi, un film care, în care s-au investit în bani mulți, orice melodie care este faimoasă, orice film are un gay drăguț care știe să combine culorile, știe ce flor să aleagă, e sensibil, e iubitor, da? Oricine este azi în dulap este celebrat, invitat, scrie cărți și îi se fac plecăciuni. Oamenii se grăbesc să celebreze păcatul și asta făcând împlinesc ceea ce spunea Pavel. Pentru că niciodată în istoria omenirii ei nu au fost celebrați. Dar vreau să mă înțelegeți, nu chem la ură. Biserica lui Hristos trebuie să fie prima care iubește pe cei care aparțin comunității LGBTQ și nu știu ce alte caractere. Noi suntem chemați să iubim, nu chemăm, la, nu chemăm la ură, nu le dorim răul, ne dorim pocăința, însă nu avem voie să spunem răului bine. Nu avem voie. Dacă în biserică ne apucăm să spunem răului bine, atunci ne-am dat foc toți la pălărie, plecăm acasă, închidem pălărăvălia, nu avem ce căuta aici. În dragoste trebuie să afirmăm și să spunem ceea ce a spus Apostolul Pavel. Asta este clar Vorbeam ieri familiilor de la Filadelfia din Chișinău și spuneam că niciodată nu am fost mai divizați ca societate. În America este divizarea 50-50%, 50, -50%, 50 republicani, 50 democrați, 50 cu Trump, 50 cu Harris. În Moldova, vecinii noștri, 50 pro-europeni, 50% pro -ruși. dar ăia care au votat cu rușii aș vrea să aducă să lase buletinile aici, în Iași. Că majoritatea aici au buletinile. Da? Ăștia, ăștia care au votat pro-Rusia împotriva Europei, da? au buletinele cu mutarea în Iași, Mare majoritatea lor. Și se bucură de cetățenia europeană, dar votează împotrivă. Uh, M-am luat cu... Nu trebuia să spun chestiile astea, dar n-am mai putut. Ok? Fiu! Uh, uh, evanghelicii sunt divizați. Se bat pe vloguri, își dau cu texte biblice în cap, cine e mai biblic, cine e mai profet, cine crede în minuni, cine nu, cine vorbește în limbi, cine nu vorbește în limbi. Întrebarea este, oare ce șansă mai avem? Oare ce șansă mai avem? E clar că trăim vremurile sfârșitului. Dar și atunci Roma era decadentă, cultura era elenizată și știm cum trăiau grecii antici sau romanii. Singura șansă pe vremea aceea, 2000 de ani în urmă, știți cine, erau evreii. Evrei erau poporul ales. Singurii care aveau legea lui Dumnezeu, singurii care aveau o chemare absolut specială, poporul sfânt, poporul ales, era lumina lumii, șansa lumii, cum îi numește Vechiul Testament, acum 2000 de ani. Acum 2000 de ani lumea se împărțea în două. Lumea se împărțea între evrei și restul. Evrei unde a strălucit lumina și restul unde era întuneric. Noi aici eram cu Zamolxes, da? Și nu mai spun cu ce, dar știți majoritatea că s-au păstrat multe din ducurile care au rămas până în zilele noastre. Dar în capitolul 2, că am vorbit de capitolul 1, în romani, în capitolul 2, Pavel se ocupă de evrei. Foarte interesant. El mută cumva focusul de pe întunecata lume și îl pune pe evrei, conaționalii lui, în banca acuzaților îi aduce pe evrei. Fiți în pocăitule, că sunt multe similitudini cu noi aici. Tu, care te numești Iudeu, care te reze în pe o lege, care te lauzi cu Dumnezeul tău, care cunoști voia lui, care știi să faci deosebire între lucruri, pentru că ești învățat de lege. Tu care te măgulești că ești călăuza orbilor, lumina celor ce sunt în întuneric, povățuitorul celor fără de minte, învățătorul celor neștiutori, pentru că în lege ai dreptarul cunoștinței de pline al adevărului. Tu, deci, care înveți pe alții, pe tine nu te înveți? Tu care propovăduiești să nu furi, furi? Tu care zici să nu prea curvești, prea curvești? Tu care ți-e scârbă de idoli, le jefuiești templele? Tu care te fălești cu legea și te, te necinstești pe Dumnezeu prin călcarea acestei legi? Căci din pricina voastră este hulit numele lui Dumnezeu între neamuri, după cum este scris. Tăierea împrejur, negreșit, este de folos. Dacă împlinești legea. Dar dacă tu calci legea, tăierea ta împrejur ajunge netăiere împrejur. Și practic ce spune Pavel aici? După două capitole, spune că și neamurile și evreii sunt vinovați. Și neamurile, neștiutorii, și evreii care se credeau călăuza neștiutorilor, învățătorii neștiutorilor, și ei sunt acuzați. Și spune, nu este niciunul care să aibă pricepere. Nu este niciunul care să-l caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Toți s-au abătut și sunt niște netremnici. Nu este nici unul care să facă binele, niciunul unul măcar. Acum nu știu cum te simți tu, dar e absolut dezolant. Mai ales sunt noi care venim așa, suntem în postmodernism, dar venim așa, călare pe un cal pe care l-am descalcat de mult, care se numește Umanismul, care vorbește că omul este coroana creației, este așa de frumos. Omul în esență este foarte bun. Sunt și predicatori azi care spun că 99,9% din oameni sunt buni. Pavel zice că suntem toți răi. Pavel spune că nici unul n-a făcut bine. Nici unul nu este bun. De fapt, Pavel spune că omul este un rateu. Conform celui mai mare scritor, Potrivit cele mai mari scrieri care există vreodată, roman este în vârful piramidei literare. Ce este de făcut ca să fim salvați? Pentru că Adam și Eva au încercat cunoașterea de copii. Păi li s-a spus că mântuirea va veni, nu? Mântuirea va veni prin sămânța femeii. Și când l-a ținut prima oară, mă gândesc, pe Cain, a zis ăsta-i. Știți ce a devenit? L-a ținut pe Abel, ăsta e mă l-a omorât Cain. L-a ținut pe set și toți, toți pe câți i-au avut în 900 de ani, câți copii au fi avut. Au crezut că prin naștere de copii, nu, n-a -a fost așa. Moise a crezut că prin venirea legii a salvat poporul din Egipt, i-a călăuzit spre Marea Roșie, a, a adus legea și primele table au trebuit să fie sparte, pentru că dacă nu le spărgea, toți, Izraeliții trebuiau uciși pentru că dansau și curveau în jurul vacii. În jurul vițelului de aur făcut. Deci nici așa, nici așa. Oare unde este salvarea? O, Dumnezeu avea un plan. Soluția lui Dumnezeu. Cel mai important cuvânt din epistola pentru romani. Cel mai important cuvânt din toată literatura mondială. Vă spun, ceea ce rostesc acum stau în fața oricui. Roman este în vârful literaturii și cel mai important cuvânt din romani este cuvântul dar. Nu dar sinonim cu cadou. Noi de românii când auzi de dar, hap, cadou. Nu, nu, nu despre aia e vorba. Și este acel dar care poate să însemne însă, înseamnă și însă. Acel dar pe care îl găsiți în epistola după romani, la capitolul 3, în capitolul 3, este de fapt ridicarea apărării. Se ridică avocatul nostru, apărarea noastră, după ce se vizionează filmul cu toate tâmpenile mele, toate prostiile tale, se ridică apărarea și spune dar. Haideți să citim împreună. Uh, e mov, dar așa că trebuie, trebuie, să spuneți trebuie să spuneți tare. După ce am fost dovediți păcătoși, după ce filmul a fost pus și s-a dovedit că și lumina lumii evreii sunt toți păcătoși, toți ratați, toți trebuie condamnați, ridică apărare și spune din nou, da. însă. Acum s-a arătat o neprihănire. În grecește? Pe care o dă Dumnezeu fără lege. Despre ea mărturisesc legea și prorocii și anume necredința dată de Dumnezeu, care vine prin credința în Iisus Hristos Nu este nicio deosebire căci au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și sunt socotiți neprihăniți fără plată prin răscumpărarea care este în Hristos Isus. Pe El Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie, prin credința în sângele Lui, o să lui. ca să-și arate neprihănirea Lui. Căci trecuse cu vedere păcatele dinainte, în vremea îndelângei răbdărea Lui Dumnezeu, pentru ca în vremea de acum să-și arate neprihănirea Lui în așa fel încât să fie neprihănit. Trebuie. Și totuși să socotească neprihănit pe cel care crede în Isus. Putem spune aleluia la asta. Textul ăsta ne spune mai mult decât vedem la prima, la prima vedere. Că noi când îl citim spunem, wow, aleluia, aici e mântuirea noastră în jertfa lui Isus. Și este foarte adevărat. Neprihănirea sau lipsa de vină nu poate să vină prin lege. De fapt, legea este cea care ne condamnă. Ci neprihănirea mântuirea noastră vine prin credința în jertfa Domnului Iisus Hristos. Corect? În urma credinței, atenție, că merg undeva, suntem justificați și asta înseamnă nu doar iertați, ci puși în drepturi ca fiu și moștenitor. Da. Noi care am fost o erătăcite, dar care ne-am întors la Hristos, ne-am pocăit de păcate, am fost schimbați, am primit statutul de fiu și fică. Mai mult decât mântuire. Statutul de fiu și fică. Ăsta este un miracol, oameni buni. Fiul risipitor, despre care am auzit că s-a vorbit aici, n-a fost primit înapoi ca rob, deși el venise și a spus, tată, ca un rob al tău primește-mă. Tatăl a spus, nu, 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 tu ești mai mult decât un rob, tu ești un fiu și ca să-ți dovedesc asta, inelul meu cu parafa, îl pui în deget. Ești împuternicit. Vedeți? Mulți creștini trăiesc astăzi crezând în jertfa lui Iisus, dar comportându-se ca niște robi. Mulți nu spune că nu. Nu spune că nu. Cât timp ai citit din Biblie săptămâna care a trecut? Suntem îmbrăcați cu haine noi, pentru că fiul risipitor a fost îmbrăcat cu haine noi. Dar mulți, o tărie prin mocirlă, nu spune că nu. La ce el ai râs săptămâna trecută? Sunt la masa tatălui duminica, dar luni se încălzesc la focul lumii. Nu spune că nu. La ce glume ai râs cu colegii tăi la muncă? Hai că venim la biserică, trebuie să vorbim lucruri reale, nu povești. Ai fost chemat să iubești, pentru că ăsta este limbajul tatălui și implicit al moștenitorului. Dar continui să fii certat cu fratele tău din cauza orgolului tău. Ai primit iertare? Ești moștenitor? Ai drept de moștenire? Și te comporți ca un rob. Jerfa lui Isus nu mai ne mântuiește, ci și ne împuternicește. nu e așa? Dumnezeu ne socotește neprihăniți. Vreau să vă spun ceva. Fiul meu niciodată nu intră în casă la mine. Și vine și mă întreabă, tata, poți să deschid frigiderul să mănânc ceva? Am văzut o bucată de pâine pe aici, am dai voie să iau o gură din ea? Nu. No. Nu, e, e, e în dreptul lui, e fiul meu. Intră în casă și mănâncă. Oare relația noastră cu Tatăl Ceresc nu trebuie să fie la fel? <laughs> fiul mare era acasă și când a văzut sărbătoarea pregătită pentru frate, sus, s-a supărat ca unii dintre noi care cântăm. Ce bucurie în casa Domnului și cântăm Ce bucurie! Ce bucurie în casa Domnului Mă bucur când mi se spune la casa Domnului Bă, parcă și la privei. Asta era altă predică uh, Ăla stătea Ia, uh, Ăla stătea Și se uita la pregătire Și Tasul îi spune Ce ai mă, de ce s-a căzut fața mă? Și să spune Păi ăsta e un netrebnic Și uite că Vițelul îngrășat Îl tai pentru el a pentru mine și prietenii mei? Ce îi spune taică-sul? Băi, gâgă! Totul e a tău! Bă, totul e a tău! Toată moștenirea asta este a ta! Ce vorbești? Tu nu te bucur că ăsta, frate, tu a fost pierdut și acum e găsit? Ăsta e lucrul cel mai important în epistolă, în, 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 Evanghelie. Bucuria regăsirii fiului pierdut. Aleluia! Ei bine, jertfa lui Iisus nu numai că ne mântuiește și ne dă dreptul să intrăm și noi acolo în poartă, să închidă poarta după noi, că majoritatea așa sunt. Cât pot să dau ca să intru? În cât, câți bani să dau, dar să, să închid ușa după mine. Că, cât trebuie să vin la biserică, numai ca să intru. Dacă mă împinge așa un arhanghel cu piciorul, e perfect, ca, ca în metroul la japonești. Te împinge cu piciorul, să intre ultimul așa. Domnule, nu mai să intru acolo. De ce? Pentru că trăiești ca un rob. N-ai înțeles nimic. N-ai înțeles nimic. La tine acasă nu-ți cer voie să intri. Nu e nimeni la ușă care să verifice apartenența ta. Intri dacă ești a tatălui. Foarte simplu. Intri dacă ești a tatălui. Acum, că ne apropiem de final, sper că nu v-am plictisit cu prea multă Evanghelie, nu? Asta e cel mai mare păcat să o pe oameni cu Evanghelia. Evanghelia este absolut incredibilă, supranaturală, extraordinar de frumoasă. Binecuvântăm pe Domnul pentru ea, amin? Este o tendință și e foarte posibil. Când auzim lucrurile acestea, să le credem și să ne comportăm și să uităm cât a costat asta. Din păcate, există o facțiune în creștinism care se comportă ca și cum sunt moștenitori, dar nu dau cinste fiului. Și păcătuiesc și îl răstignesc din nou. Și Apostolul Pavel spune în evrei, that's a big no-no. Nu poți să răstignești pe Hristos din nou. Cum poți să răstignești pe Hristos din nou? Păcătuind pentru că ești moștenitor. Ce zice Pavel? Acum noi vom păcătui ca să se înmulțească harul? Spuneți toți. Mai tare. Și ea de pe părți, credeți la fel? Haideți, și ea de pe părți, spuneți. Nici de cum. Noi care. față de păcat, cum să trăim un păcat? Oameni buni. N-ave cum să trăim în păcat. Morți față de păcat înseamnă că prin jertfa lui Isus am primit puterea ca să stăpânim păcatul. Nu mai trăim ca robi. Am scăpat cu viața de o condamnare, am fost îndreptățiți să mergem în casa tatălui și să luăm tot ce ne aparține. Fiul cel mare, am spus că trăia cu o mentalitate de rob. E bine, jertfa lui Isus a făcut posibil acest lucru. Toată Evanghelia, Pavel vorbește de o taină. O taină. Care era taina aia? Taina era față de Arhanghelos, față de căpetenii, față de demon și de Lucifer. Ei n-au înțeles că Hristos Domnul vine în trup ca să moară și să plătească pentru păcatele noastre. Și asta arată încă o dovadă că Dumnezeu este suveran. Știți care este dovada cea mai mare că El este suveran? Că El a prevestit toate lucrurile astea cu 700 de ani înainte. Ca să nu e niciodată în ușor harul și jerfa ce ți-a dat libertatea. Dar nu libertatea să păcătuiești, ci libertatea ca să trăiești cu adevărat liber. Trebuie să înțelegem în final că pentru a fi mântuit, pentru a fi fiu moștenitor, pentru a avea drepturile de fiu, cineva a trebuit să plătească. Și l-a costat nu mult, ci l-a costat tot. El a fost robul suferind care a suferit pentru noi. Așa că nu abuza harul și nu abuza jerfa. Al treilea lucru pe care trebuie să înțelegem azi este salvarea prin suferință. Și este pasajul acela atât de faimos care e poate favoritul meu din din Vechiul Testament, Isaia 53. Și poate astăzi după pledoaria asta îl vei înțelege poate un pic altfel. Fiți atenți că va, va trebui să citiți și voi. Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? El a crescut înaintea lui ca o draslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire care să ne atragă privirile și înfățișarea lui n-avea nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni. era așa de disprețuit că sunt torcei față de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși el și, el și durerile noastre și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el era Pedeapsa care ne dă pace a căzut peste el și prin Aleluia! Noi rătăceam cu toții ca niște oi. Fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui. Când a fost chinuit și a surprins, n-a deschis gura deloc. Ca un miel pe care îl duci la măcelărie, ca o oaie mută înaintea celor ce tund. El a fost luat prin apăsare și judecată. Dar cine de pe vremea lui a crezut că el fusese șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului meu. Groapa lui a fost pusă între cei răi și mormântul lui la un loc cu cel bogat, Iosif din Arimatea. Măcar că nu se vârșise nicio nelegiuire și nu se găsise niciun vicleșug în gura lui, Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin după ce și va fi dat viața ca jerfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmaș, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile Lui. Va vedea rodul muncii sufletului Lui și se va înviora prin cunoștința robului meu, cel neprihănit. Și va lua asupra Lui povara neligiuirilor lor. De aceea îi voi da partea Lui la un loc cu cei mari și va împărți prada cu cei puternici pentru că s-a dat pe sine însuși la moarte și a fost pus în numărul celor fără de lege. S-a rugat pentru cei vinovați. O, Doamne, îți mulțumim pentru asta. Tu ai luat păcatele noastre prin jertfa ta. Acum asta este profeția pentru un Mesia ce va suferit poate nu știați, dar mulți din cercetătorii biblici au spus că pasajul ăsta din Isaia 53 a fost adăugat după de creștini. Pentru că e prea... Ce poate să descrie? Poate să descrie poporul Israel? Și multă vreme au spus, nu, nu, ăsta a fost adăugat. Până în 1947, când un păstor cioban, un beduin, în Cumran, Păștea caprele pe acolo, și de plictiseală la niște pietre, și a început să arunce în niște peșteri acolo. Și s-a auzit, o dată, pong, s-a spart ceva. Zis, bă, ce? Și când s-au dus acolo, a descoperit niște vase de ceramică cu niște suluri înăuntru. Sunt vestitele suluri de la Cumran, de la Marea Moartă, acolo unde au descoperit niște scriere ale esenienilor datate cu carbon, de știința modernă ca 300 erau, au fost scrise în jur de 300 înainte de Hristos. Și acolo a fost descoperit integral Isaia 53. Slujitorul care sufere. Cu 300 de ani înainte, profetul inspirat de Dumnezeu a vorbit despre Mesia, a Mesia pe care toți îl așteaptă. Și astăzi evreii îi lipesc paginile acestea, trec așa foarte repede peste, care au fără dubiu în el istoria lui Isus, slujitorul suferind pentru păcatele noastre, jertfa sa ne îndreptățește pe toți. Slavă lui Isus, Slavă lui Isus. Și acum la final să întreb și ce să fac eu. Ce treabă are asta cu mine? E bine, dacă crezi în jertfa lui, dacă ai luat botezul, trebuie să fii serios cu Dumnezeu. Trebuie să fiu serios cu Dumnezeu. Să nu bat jocoresc jerfa, ci să o văd ca cel mai prețios lucru care s-a întâmplat pe pământul ăsta. Am auzit mai înainte, Dudu spunea, cel prețios, cel fără pată a fost luat și făcut păcat. Mai mult Dumnezeu a văzut plăcere, bucurie, pentru că în Isaia 53 se spune că a știut că din credința în El vom ieși noi ăștia mulți. În care El își găsește bucuria și plăcerea. Dacă ești printre cei care ai făcut asta, dă slavă lui Dumnezeu. Dorința noastră cea mai mare trebuie să fie să împlinim voia Tatălui. Nu-i așa? Nu-i așa? Vreau să te întreb. Când te-ai îndrăgostit de soția sau de soțul tău? Nu-i așa că ai făcut orice să intri în grații? Pe când m-am îndrăgostit de ea, în 97, tăteam într-un picior, dacă îmi spunea. Și nu mă mișcam. Dacă îi plăcea ei, asta făceam. Și a făcut orice pentru ea. Pentru că faci orice pentru cel care îl iubești. Dacă Iisus cu adevărat este iubitul inimii tale, adică dacă înțelegi că El și-a dat viața pentru tine, cel care erai păcătos și cel care nu găsei salvare nici de cum, Înseamnă că faci ceea ce spune El. De asta spune, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Dacă eu sunt cu adevărat lumina ochilor tăi, vei asculta de mine. Dacă mă iubești, stai și faci ceea ce spun eu. Și dacă îl iubim pe Isus, se va vedea asta în viața noastră. Și zice ce se întâmplă, toți din jurul nostru vor culege roadele ascultării noastre. Că o relație bună a părinților este în primul rând binecuvântarea copiilor. Amin? Copiii care au crescut cu părinți credincioși, spuneți amin. Amin. Relația părinților se răsfrânge asupra copiilor. Vecinii ne vor aprecia că suntem liniștiți, pașnici. Nu ne batem, nu țipăm unul la altul, nu spargem, nu vine poliția, nu-i așa? Așa că dacă crezi în jerfă, ești botezat, dă slavă lui Dumnezeu și păzește-te de păcat. Dar dacă crezi în jerfă, Înțelegi ce reprezintă, dar încă nu te-ai botezat. Trebuie să te întrebați de ce. Oare care este motivația ta? Și motivația ta va sta oare în picioare în ziua când se vor pune pe ecran toate păcatele tale. Pentru că fiecare vom trece acolo. Nimeni nu va scăpa. Ce ai să spui atunci? Păi m-am botezat din cauza că mi-era frică de ce o vor spune părinții. Nu m-am botezat din frică ca să nu mă arate vecinii cu degetul. Nu m-am botezat din cauza că mă dădeau afară de la lucru. Va ține ceva în picioare atunci, vreau să te întreb. Pentru că botezul este de fapt mărturia că tu ești al lui Isus. Vorbește cu cei care au fost persecutați fiindcă s-au botezat. Vorbește cu femeile care încă sunt abuzate și maltratate pentru că s-au botezat și ai să vezi că botezul și jerfa lui Isus și legământul cu Isus e cel mai bun lucru care l-au făcut în viața lor. E lucru care le da lumină. Haideți să ne ridicăm înainte Domnului. Trebuie să-ți răspunzi la întrebare de ce nu te-ai botezat până acum. Și singura explicație este că ori nu crezi, ori îți place cum trăiești și nu vrei să schimbi nimic. Jerfa lui Isus a făcut o diferență în viața tuturor. Vreau să întreb dacă a făcut o diferență în viața ta. Mm. Și mai este a treia categorie. Pentru voi vreau să vă spun că Dumnezeu vă iubește și că aveți preț în ochii lui. Știu că poate un soț abuziv, un tată abuziv, poate o mamă rea, poate poate cineva ți-a negrit copilăria sau viața. Și ai spus că eu nu mai am nicio eu nu mai am nicio valoare. eu nu mai contez. Eu vreau să spun astăzi că Isus a murit și pentru tine. Înseamnă că ai valoare. Înseamnă că ai valoare. Indiferent ce ai făcut indiferent cât de jos ai ajuns, că diavolul vine și spune, oh, ai, ești prea căzut, nu mai ai nicio șansă. Ascultă-mă, Hristos a murit pentru toți oamenii. Toți oamenii au păcătuit. Nimeni nu are dreptul să intre în împărăția lui Dumnezeu decât prin jertfa lui Hristos. Și astăzi ce vreau să spun și vreau să mă rog pentru tine este că poți să-L faci pe Isus apărătorul tău. El își dorește cel mai mult lucrul ăsta. De fapt, sunt convins acum, așa cum sunt convins de cine sunt, cum mă cheamă. Sunt convins că Dumnezeu se uită aici, peste, peste adunarea asta. Ne iubește pe toți la fel, dar inima lui este, este atinsă în mod special de cei care au nevoie acum să-și predea inima Domnului. De cei care n-au făcut legământ, de cei care poate în viața lor n-au auzit o predică, de cei care poate ne urmăresc online. Ascultă-mă bine, Isus te iubește. Jerfa lui este și pentru tine, indiferent care ești. Haide să plecăm capul să închidem ochii. Tată ceresc îți mulțumim pentru jertfa lui Isus Hristos. Îți mulțumim că deși eram păcătoși tu ai găsit și ai văzut valoare în noi, Doamne, și l-ai trimis pe Isus Domnul, Sfântul cerului, prințul moștenitor. Doamne, n-ai trimis pe cineva și ai venit chiar tu însuți, în Isus Hristos. Ai trăit pe acest pământ fără păcat și astăzi te uiți cu bunătate și vrei să ne dai viața. Și acum mă rog pentru cei care încă nu și-au pus încrederea în, în jertfa ta, pentru cei care sunt încă nesiguri de mântuirea lor, Doamne, Duhul Sfinte, schimbă-le inima. Jerfa ta să nu moaie inima aceea de piatră, Doamne. Și acum, când eu rostesc binecuvântarea peste ei, în timp ce ei confirmă în mintea lor și spun, da, Doamne, cred, tu să le dai mântuirea. În numele lui Iisus, toți care cred în jerfă, să fie mântuiți, să fie eliberați, să fie vindecați, credința lor să fie mărită abuzul să se ducă în fundul iadului și amintirea lui să fie doar o amintire urâtă, orice legătură să cadă la pământ, Doamne, în numele lui Isus Hristos. Pentru că jertfa ta ne eliberează. Jertfa ta ne împuternicește să cerem cu credința că și primim. Tu vrei să dai mântuirea. Tu o dai acum tuturor celor care au luat odată botezul dar au, au, au ajuns pe căi străine, Doamne îi primim acasă în numele Lui Iisus îi primim acasă în numele Lui Iisus mâinile mele extinse sunt mâinile tale îi primim în familia Ta, Doamne Tu iubești, ai pus valoare în ei, Doamne, ai lăsat 99 ca să-i aduci acum în spatele Tău, aici în mijlocul turmei și noi toți ceilalți cu bucurie că ești Domnul nostru Binecuvântăm numele Tău! Slăvit să fie numele Tău! Aleluia! Dacă ai fost de acord cu rugăciunea mea și dacă crezi că Isus este mântuitorul, lui, mântuitorul tău personal, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu să te binecuvinteze, bine ai venit în, în tribul leului din Iuda!